Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Cum arată acest bilanț de la începutul anului până în prezent? Cifrele vorbesc de la sine. Am venit ca premier mai bogat și am plecat mai sărat. Asta spuneți dumneavoastră. Care urmări... Eu vă întreb pe dumneavoastră. Putin mi-a transmis că ar fi bine să lucrez ca să introduc România în NATO. NATO este o alianță importantă în care România joacă un rol foarte, foarte important. Cu ce rămânem după această zi? Cu niște concluzii. Precum știm cu toții, controversatul episod cu Dragă Stolo, Traian Băsescu a fost nevoit să candideze la alegerile prezidențiale și culmea a și câștigat. Băsescu câștigase pentru a doua oară primăria municipiului București. Nu trebuie să uităm profesorii. Trebuiau să primească salarii mărite în 2020. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. În politică nimic nu este întâmplător. Când apare câte un dosar așa care vine de niciunde, sigur l-a trimis cineva. Nu cred că este loc pentru aroganță. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți principalele subiecte ale zilei. Discutăm despre teme interesante pentru noi românii cu invitații din această seară. Spunem bună seara domnului Cosmin Șmighelschi, consilier general al municipiului București din partea USR. Vă mulțumesc, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! De asemenea, îi spunem bună seara și domnului Dan Cristian Popescu, deputat din partea PSD. Vă mulțumesc, bună seara! Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație! Domnule Dan Cristian Popescu, încep cu dumneavoastră. Înțeleg că România primește sau urmează, da, a primit oficial, este un anunț făcut de premier. Prima tranșă din PNRR, vorbim despre 2,6 miliarde de euro, bani care vor ajunge în țara noastră. Ce va face statul cu acești bani? N-am informații exact despre direcția unde merg acești bani, dar sunt în finanțări pentru proiectele deja aprobate cu siguranță. Am văzut direcțiile, transporturi, educație și digitalizare, dar sunt oameni care ne urmăresc în acest moment și despre care noi am tot discutat cu acest PNRR de la implementare, semnare, depunere și poate se gândesc, oare ajung și la mine personal sau cum impactează acest proiect pe mine? Cu siguranță, cu cele mai multe dintre proiecte au un impact mare asupra a mulți oameni, pentru că atunci când faci o autostradă, cu toții mai mulți sau dacă nu noi personal, un produs care ajunge la fiecare tren poate merge pe acolo. Deci impactul este și toate aceste investiții și în infrastructură și în educație ne vor impacta, ca să folosesc termenul nostru, pe toți, mai devreme sau mai târziu. Orice investiție de acest tip, orice, chiar dacă banii ajung, nu știu, într-o chestie care, într-o zonă în care ni s-ar părea că nu ne impactează, până la urmă e posibil să aibă o legătură și cu o viață mai bună pentru fiecare dintre noi. Dar trăim totuși o perioadă în care oamenii se confruntă cu probleme, vorbim despre prețurile alimentelor crescute, inflația care pune presiune pe noi, criza energetică și atât de multe răutăți economice, încât oamenii care ne urmăresc în acest moment zic, bine, vin niște bani la nivel general, cine știe ce mai face statul, cine știe cine mai fură din acești bani, mie nu schimbă conștiul de consum zilnic în niciun fel. Parcă așteaptă așa ceva extra personal, o atingere la portofel mult mai direct. Creșterea economică se formează din astfel de infuzii de capital, inclusiv din investiții străine private. Pentru că toate acestea contribuie la creșterea PIB-ului, la creșterea economiei, la creșterea salariilor, la locuri de muncă bine plătite. Deci toate au o legătură. La prima vedere, într-adevăr, spune că că banii sunt furați. Efectele se vor vedea în timp? Se vor vedea în timp și eu zic că se văd. De când am intrat în Uniunea Europeană, am încasat până acum peste 50 de miliarde de euro pe diferite segmente. Lucrurile se văd. Când bagi banii, încep să se vadă. Poate că s-au cheltuit și bani pe lucruri inutile, nu spun nu, dar per ansamblu lucrurile se transformă în bine. Acum că este o inflație de care se lovesc cetățenii lumii, din păcate, nu e ceva ce se întâmplă doar în România. Economiștii explică că e cumva normal după 2 ani de zile în care s-au luat salarii și nu s-a făcut mare lucru, pandemia, când ca la o firmă, dacă tipărești bani și nu produci nimic. Corect. E un pulseu inflaționist, e o presiune inflaționistă.
cu toți trebuie să trecem prin acest lucru și doar prin întărirea economiilor, în speță economiei României, putem absolut să trecem mai repede de această inflație. Deci înțelegem cum efectele se propagă de la unitar, da? De la orice companie mică, la nivel general, la fel? Și invers. Și invers. Și invers. Putem privi acest impact al PNRR-ului în bunăstarea fiecărui român care ne urmărește. Când faci o autostradă, profită și o firmă care construiește și oamenii care lucrează acolo și firma care face ciment și cei firma care face se plimbă. Și în finalmente și cei care folosesc și companiile și persoanele. Deci toată lumea va avea o viață puțin mai bună într-o anumită privință. Bun. Domnule Cosmin Șmighelschi, vorbim despre acest PNRR, un proiect scris, da, în perioada în care Cristian Ghinea, din partea USR, era ministru de resort. Vorbim despre un proiect care, în sfârșit, își vede efectele. În 2-3 săptămâni ar trebui să ajungă primii bani în România. Cum vede USR, cum comentează, cum analizează? Vin prea târziu, vin la momentul potrivit acești bani, vin într-un moment în care chiar România avea nevoie de ei? S-a muncit foarte mult, evident, ca pentru orice proiect, ca să reușești să convingi pe cineva să-ți dea bani. Nu cred că nici în privat, cu atât mai mult când vorbim de instituții europene, se poate face foarte ușor. Acum, ce contează cel mai mult și, nu știu, mă gândesc ca tânăr român și ca părinte de doi copii și ca om, exact cum a spus dumneavoastră, care se uită la noi și se întreabă, băi, iarăși sunt miliarde, 30, 50, ce fac aia cu banii, fură, nu fură? Întrebarea este în ce proiecte se văd, se investește și se vor vedea. Și aici sunt două aspecte importante care, într-un fel, mă întristează când discut despre PNRR. Vorbim de PNR și PNDL, care în mod clar sunt principale surse de finanțare a actualei coaliții. Deci de când s-a intrat în acest guvern PSD, PNL, se vorbește despre aceste multe miliarde, acești mulți bani și sunt criterii foarte concrete aici. Adică, practic, aici este o oglindă, toată lumea trebuie să înțeleagă și asta și la Primăria Capitalei se vede și în fiecare unitate administrativ-teritorială, că iei bani numai dacă prezinți proiecte concrete. Deci nimeni nu îți dă bani pe gratis. Trebuie să vii cu proiecte cât de bine documentate pot fi ele, cât mai aproape de realizare. Spre exemplu, dacă vrei să faci o școală, trebuie să vii, dacă se poate, cu autorizația de construire a școlii. Adică deja să fii setat toți factorii de dinainte, să se vadă că ești competent să iei banii. Nu că avem atâtea teme cu fondurile europene. După ani și ani de zile vin către noi controle, faimosul OLAF, acum la nivel european, și se trezesc că au folosit banii la altceva sau i-au folosit în niște activități care nu sunt pentru oameni. Și parcuri în mijlocul câmpului și tot așa mai departe. Asta e un aspect, competența. Deci, practic, vom vedea acum, în funcție de domenii, și sunt sigur că și coaliția actuală se uită la asta, nu e cum să păcălești sistemul aici. Deci dacă proiectul nu este pregătit, nu o să fie finanțat. Însă, partea politică e un pic meschină. Și asta s-a văzut la alegeri, la congresele care au fost în partidele de la guvernare, mă refer, pentru că s-a împărțit aici cumva acest portofoliu de bani. Practic, când te duci în țară și vorbești cu primarii sau cu președinții consilii județene și se face o negociere pe cine ce primește, și cu o lipsă de transparență reală în împărțirea fondurilor. Adică de ce se face acolo un spital și acolo o școală? Nu e un criteriu clar. Domnule, a fost cel mai avansat cu autorizație, cum dădeam exemplu. Aici e o lipsă totală de transparență. Eu îmi doresc să luăm acești bani, să se ocupe guvernul actual cât mai e pe funcție și să-i folosească. Pentru că dacă bifăm doar că facem proiecte și după aia nu se termină, nu se recepționează, facem școli fără WC-uri sau autostrăzi fără intrări, cum au fost atâtea cazuri, nu văd realizarea. Va rămâne pentru următoarea guvernare, din care sperăm să facem parte și ne dorim acest lucru, că vrem să fim la putere, vrem să contribuim cu oamenii care au crescut în ultimii ani și să măturăm ceea ce a rămas în urmă. Nu e cazul. Adică ne dorim să existe proiecte reale. Banii nu sunt greu de cheltuit. Important este să fie exact. Se fac din hârtie banii, cu cap, eficient. Da. Oamenii vor să vadă autostrada de care vorbea domnul deputat. Vor să vadă școala. Și asta e o provocare când vrei să cheltui repede bani ca să cheltui. Bun, și ce n-ar putea ține pe loc? Să nu facem autostradă dacă avem banii primiți. Moralitatea oamenilor care se ocupă de aceste lucruri, din păcate. Adică dacă scopul tău este să cheltui repede bani și treci cu vederea că proiectul nu corespunde, că nu există fundația la pod sau structura nu este cea necesară pentru a susține și totuși îl faci doar ca să bifezi, să tai o panglică, cred că nu mergem într-o direcție bună. Sper să fie cât mai multe proiecte fezabile, pentru că există oameni competenți și au existat mereu în administrații, care au muncit ani și ani de zile în urmă să aducă proiectele aici și să se vadă, să se cheltuie cu cap cât mai mulți bani și sper ca cei care semnează să fie foarte atenți și semnează. Cu siguranță nu mai suntem în anii 2000 și acum organele de control sunt mult mai abilitate, competente și cu focusul pe cheltuirea banului public.
Bun, domnule deputat, mergem în continuare și înțelegem că premierul ne spune că se înaintează pentru a doua tranșă ideea, decizia de a primi bani, nici bine n-au sosit primii, vom vedea exact cum îi cheltuim. Există speranță să dezvoltăm România, pentru că prin intermediul acestui plan național de redresare și reziliență ne asumăm reformarea, modernizarea, prosperitatea României. Da, sunt niște termene scurte, așa s-a negociat atunci. Trebuie spus că negocierea, planul respectiv cuprindea niște direcții, nu și proiectele efective. Acestea trebuie făcute ulterior. Se fac acum, s-au făcut unele, se vor face altele. Nu sunt termene ușor de întrunit, pentru că vorbim de 2 ani de zile în care trebuie cheltuiți acești bani și nu știu dacă se pot obține anumite derogări. Vorbim iarăși de s-a făcut negocierea, a fost o gândire cumva îndreptată spre niște direcții nu atât de utile. Știți povestea aceea cu 2 miliarde de euro care se foloseau pentru studii și consultanță. Avem, slavă Domnului, în urmă bani cheltuiți pe astfel de domenii care n-au, multe dintre aceste consultanțe și studii n-au dus la nimic concret. S-au făcut studiile și n-au fost bani băgați pentru irigații, lucruri de care aveam mai degrabă nevoie. Au băgat 1 miliard de euro pentru piste de biciclete, iarăși foarte frumoase, dar nu atât de utile în, nu știu, față de autostradă sau față de o investiție în zona de producere de energie și așa mai departe. Dar ne adaptăm din mers, e posibil să se renegocieze anumite aspecte din acest PNRR și era și prevederea aceea, asumarea cu 9,6% din PIB de suma alocată pensiilor. Deci mai multe lucruri care nu au fost chiar în regulă, dar am plecat de la ceva și vedem cum putem să le îndreptăm în ideea de a lua mai mulți bani în direcțiile de care chiar avem nevoie. Bune, dar analizăm până la urmă ceea ce ne impune autoritatea care ne livrează acești bani, înseamnă că România se va mișca cu aceste proiecte într-un ritm rapid, expres, ceea ce putem învăța de aici. Putem învăța că la nevoie sau în momentul în care ni se impune ceva, putem să ne dezvoltăm rapid. Da, e un exercițiu probabil, bun pentru probabil viitor. Probabil că va trebui și anumite legi să fie modificate, pentru că uneori, și vă spun din experiența mea de viceprimar de la sectorul 2, uneori pierdeai foarte mult timp cu niște proiecte pentru că trebuia să iei niște avize tot de la stat, care veneau foarte greu. Dialogați cu cine? Sau? Cu statul, dar bădeai uneori la niște uși care nu... De ce? Nu răspund aceste uși. Întrebați-mă să vă întreb. Deci, vă spun, anumite proiecte durau foarte mult, nu din cauza celui care făcea proiectul, primăria, de exemplu, absolut, și din cauza unul la care trebuia să-ți dea niște avize și nu puteai legal să treci mai departe fără acele avize. Și vedem cum responsabilitatea nu e a celui care își asumă, da, responsabilitatea, ci oamenii te înjură pe tine că durează prea mult. Exact. Și vă dau un exemplu simplu. Am făcut o stradă nouă în sectorul 2, a trebuit să traversez o cale ferată nefolosită de 50 de ani. Încercaseră și primarii dinainte să obțină avizul și nu reușeră. M-a luat vreo 2 ani și ceva până n-am folosit niște prietenii personale, nu am putut să iau acel aviz. Să traversăm o cale ferată pentru a face o stradă nouă. A fost, cred că, prima stradă nouă în ultimii 20 de ani din București. Unde nu era nimic, s-a făcut o stradă în zona Obor. Și dacă nu mergeam și stăteam acolo pe capul lor și am ajuns să și cunosc și să ne împrietenim, nu reușeam să fac acest lucru. Deci, și probabil că fiecare primărie are exemplu sau fiecare primar. Uh-huh. Așa, nu știu, ne-am pus la un moment dat mai multe opreri noi înșine, de frica de a nu face cineva nu știu ce abuz, am pus foarte multe avize, foarte multe lucruri care și blochează când lucrurile, sau încetinesc lucrurile când vrei să faci ceva bun. Deci, din perspectiva asta, sper ca instituțiile să se miște, nu știu, mai rapid, ca fiecare proiect de bună credință să fie dus până la capăt. Bun, revin la dumneavoastră și avem o declarație care vine de la fostul premier și actual europarlamentar, domnul Mihai Tudose, care spune: guvernul și Comisia Europeană sunt de vină pentru facturile mari la energie. Cât de mult ajută să găsim responsabilul, nu neapărat vinovatul, și cât de mult ajută o declarație câtă vreme oamenii care ne urmăresc stau cu frică
poate vor încheța de frig sau poate nu vor avea cu ce să plătească facturile la ea. Mă întreb dacă domnul Tudose se referă la guvernul actual. Absolut, la guvernul actual. Că de asta, din câte da, la guvernul actual și Comisia Europeană. În guvernul actual și la guvern, în general, echipe... care a preluat criza energetică sau ne-a ajuns în acest domeniu și, în definitiv, trăim perioada pe care o trăim, vă rog. Chiar astăzi mi-am făcut și eu cererea de mutare la casă pentru furnizor. Am studiat și eu în ultima săptămână exact aspectele, cine e cel mai ieftin, cine e cel mai scump, ce primești, ce se întâmplă. Mie mi se pare că subiectul cu energia deja are 5-6 luni de zile, deci poate de începutul războiului, că avem un guvern într-o coaliție PSD-PNL de partide cu multă experiență de ani, mă refer, în ceea ce înseamnă administrația românească, apropo de ce spunea domnul Popescu. Deci cunosc cum funcționează sistemul. Nu pot să spui că e USR care a apărut în 2016 și n-au experiență, sunt ea tinerei. Nu, nu, nu. Au foarte multă experiență și faptul că de atâtea luni de zile s-a făcut o plafonare. Plafonarea, de fapt, tot bagă bani și creează datorii către furnizorii de energie electrică. Adică oamenii înțeleg că plătesc mai puțin, dar tot vor plăti după aia. Faptul că vine o iarnă acum unde cu toții, asta mă uitam și eu astăzi, pe anul trecut, mi-a venit o factură din urmă cu tot ce înseamnă actualizare, că era mai mare dacă împărțeam pe lună decât mi-aș fi imaginat eu vreodată. Deci nu avem o predictibilitate a costurilor. Practic, nu există soluții concrete. Și vă dau cel mai simplu exemplu, pentru că mâine se discută în Parlament cu colegii, propunerea colegilor de USR. Dom'le, era atât de simplu să reduci TVA-ul de la 19% la 5%. La cât o fi, că de asta există specialiști, de asta o dezbatere parlamentare colegii, de asta sunt... Haideți să facem TVA-ul, e prima măsură, așa s-a făcut și la alimente și la pâine, dar doar pentru că era propus de partidul de opoziție, s-a tergiversat, s-au luat tot fel de alte măsuri, când deja luni și luni de zile se vedea în factură. Deci era o măsură concretă. Sper ca mâine să se pună de acord, să treacă peste exact declarații politice, de deci cine devine... Deci cum se revine aici cu niște sigur, asta măsuri, este soluție reducerea TVA-ului... Da. Da, de luni de zile. Venirea până la urmă cu compensarea facturilor la energie cu un quantum în lei? Absolut. De unde luăm acei bani? Ăsta este exact subiectul care trebuie să vină guvernul. Guvernul trebuie să arate de unde ia banii. Pentru că ei sunt deci USR acum propune niște soluții. Soluția cu TVA... Dar nu are mecanisme pentru implementarea acestor soluții, dat fiind că nu se află la guvernare. Avem. Colegii mei au spus foarte clar în Comisia de Buget, de aceea există dezbateri mâine, exact asta se discută la nivel de grupul parlamentar, de unde ia banii, cum îi transfer, de unde e altă parte. Dar vă spun de unde sunt banii, ca să vorbim pentru oamenii de acasă. Banii sunt, primul lucru, când îți vine factura mare, ce faci? Reduci cheltuielile. Deci este atât de simplu. Nu poți să angajezi în permanență oameni, să mă arestrezi, să dai sporul. Nu mai vezi de pensii speciale, că s-a săturat lumea de câte ori auzit. Dar să angajezi oameni. Acum, la final lunii iulie, s-a terminat prin ordonanță posibilitatea de a angaja oameni în structurile de stat. Cred că a auzit toată lumea. Pe ultima sută de metri, bineînțeles că toată lumea, știți cum e, ca la teleshopping. Cât putem să angajăm repede până se termină termenul. Adică nu poate dar de ce fi asta... cât putem? Pe cine trebuie să angajăm păi atât de repede? Păi asta ne întrebăm și noi, că nu, noi, de exemplu, n-am funcționat așa. Adică noi n-am avut o listă de oameni în așteptare la partid și repede pe la 1 iulie. Probabil că este un partid mai nou, care a plecat pe alte principii și alt mod de lucru. Dar nu poate fi ăsta un concurs, că nu, degeaba îl întrebăm pe domnul deputat, că știe foarte bine cum funcționează știu sistemul. Știu și pot să vă spun. Vă rog, domnule deputat. Nu vreau să pun într-o situație. Adică pe cine angajat statul în acest moment pe ultima sută de metri? Eu pot să vă spun exact un caz concret de la sectorul 2. Iarăși vin la sectorul 2 până, și cred că vi l-am mai spus în emisiune, până în 2020 funcționa un primar și un viceprimar. Primarul avea doi consilieri, viceprimarul eu, niciun consilier. A venit primarul de la USR cu un viceprimar USR și un viceprimar PNL. Ce au făcut primele lucruri pe care le-au făcut? Au angajat primarul 6 consilieri, viceprimarii câte 2 consilieri, în total 10, deci de la 2 la 10. Printre consilieri, iubita unui consilier local de la USR, iubita adică prietena lui, fără, nu e vreo acuză, absolut, nu, e, înțeleg, nu da. Amanta, iubita, și soțul doamnei Anisie, deci între cei 10, două rude, deci de la 2 la 10, fiecare salariu în jur de 8.000 de lei în mână, deci vreo 20.000 de lei pe brut, și în plus au angajat și un city manager, deci al 11-lea colaborator, deci de la 2. Dar nu exista o limitare? Ba da, limita păi cine a maximă. Modificat acest... Limita maximă este aceasta. Au dus numărul la maximul legal. A fost prima... Adică dacă se poate, de ce nu? Exact. Deci USR la sectorul 2, de la 2 la 11. Diferența de 9, dacă mulțim cu 20.000 de lei pe lună la fiecare brut, faceți dumneavoastră calculul că este câteva sute de mii de euro pe an. Deci, angajările astea funcționează și la USR, ca să știți. Depinde ce exemplu doriți să dați. Păi vi l-am dat pe ăsta concret, că pe ăsta știu de la 2. Vorbesc de oameni care nu muncesc, nu de oameni care vin la muncă.
De angajații companiilor, că mi-aduc aminte în primăria că la... și dânsul de autoritate, că nu veneau pe la birou și nu bifau, au dosare acum. Dat afară. La ministerele pe care le conduce PSD, noi am făcut în mai o analiză, pentru că erau discuțiile acestea cu angajările, și ne-a dat, scăzând numărul angajaților de la preluarea mandatelor la cei din mai, ne-a dat un minus de 994 de angajați. Deci erau mai puțini angajați la ministerele conduse de PSD în mai. Deci a fost o scădere. Acum că în cei 30 de ani avem exemple de tot felul de... Da, așa este. Dar vă spun de ultimii ani ce s-a întâmplat. Prezentul este important. Păi, și acum, da, pentru că vrem să mergem înainte, nu vrem să ne întoarcem. Fiecare minister ar trebui să aibă un număr personalizat de angajați, uh-huh, pentru că sunt responsabilități diferite, sau ar trebui, uh-huh, să fie o lege care impune 100, 200, 300, nu, 500? Nu, e greu să impui ca număr. Trebuie să, cred că fiecare persoană angajată la stat trebuie să știe exact ce face. Adică și de ce e nevoie de acea sau persoană. Sau și mai bine să fie angajată printr-un concurs real? Păi concursurile, în principiu, sunt dar reale. Cât nu de știu reale, da, sunt, adică în definitiv? Nu pot să acuz despre un concurs că nu e real. Bun, și atunci n-am cum date... spuneați dumneavoastră, apropo de, uh-huh, rudele, acolo, doamne Anisie? Acolo consilierii sunt numiți. Deci domnul primar i-a numit. Ea nu sunt prin concurs. Doar, de fapt, nu, nici city managerul nu a fost prin concurs, a fost numit. La sectorul 1 a fost un fapt hilar. Doamna Clotilde a făcut concurs, s-au înscris 500 de oameni și a câștigat un membru USR de la Oradea. Întâmplare, probabil, nu cred că a fost nimerit. O selecție, nu un concurs. O selecție, deci, da. Ca să nu, adică nu un concurs în sens organizării pe lege. Tocmai a fost o motră. Deci, vedeți, de asta este... Da. Aia care n-au fost membrii USR au avut ghinion. Sau n-au fost destul de pregătiți. Nu ne-am învățat cu astfel de tehnică. Păi, nu, cum ai și cel de la da, USR. Da, e și mai important. Mai discutam puțin mai devreme. Întâmplător știu, pentru că am vorbit cu cineva care avea doctorat în Statele Unite, un om foarte pregătit, și mai zis, m-am înscris și eu de curiozitate să văd dacă cu cineva se uită la CV-ul meu. Că nu era CV mai bun ca al meu. Că nici măcar nu m-au chemat. A câștigat cel de la... Deci, vă spun, nu e o chestie politică. Mi-a zis cineva întâmplător. Ar putea exista aici o lege, pentru că vorbeam puțin mai devreme cu alți invitați despre faptul că secretarii de stat sunt la fel numiți de oamenii, uh-huh, pe care românii îi aleg. E o funcție politică, da. Să zicem, până la un prag, dacă ai venit de 3.000 de lei, sau, uh-huh, de la 3.000 de lei începând, dau un exemplu, un prag anume, să fii supus unui concurs sau să fie ales printr-o altă modalitate oarecum mai legală, mai... Bine, problema cu secretarii de stat e alta. Sigur, e o funcție de demnitate publică, deci ești numit de primul ministru. Problema este că, prin lege, așa cum este astăzi, ca să fii director general trebuie să ai o anumită pregătire. Absolut. Și să te ai în concurs, dar ca secretar de stat sau ca ministru nu ești obligat să ai nici măcar facultate. De ce? Așa e legea, că practic poți să fii ales, deci fiind asemănată cu o funcție de demnitate publică ca, uh-huh, parlamentar sau consilier local sau general. Nu, prin Constituție, oricine poate să caineze și să fie ales dacă nu ai o decizie de instanță care să-ți interzică acest lucru. Deci, teoretic, și un om fără studii sau cu 4 clase poate caina și dacă este ales de oameni, poate să ajungă consilier, deputat, președinte, dacă vreți. Absolut, că da. Nu există o... Și atunci există această, cumva, ciudățenie. Și atunci de unde mai există această dorință să avem doctorate falsificate, teze de doctorat. Dacă totuși românii zic, domnule, nu mă interesează dacă ai studii sau nu, important e să fii de încredere pentru mine. Dar nu știu dacă e o dorință să fie doctorate falsificate. Nu-mi dau seama. Există de a avea doctorate care, în definitiv, dacă n-au timp sau chef sau răbdare, o prevedere, sigur, ajung că aici. Primești o adaos la salariu dacă ești angajat la stat de 15%. Cred că înainte era mai mult și acum e 15%. Deci poate acolo să fie un interes. Sau, dar să-ți faci un doctorat falsificat, nu știu dacă există acest interes. Sau... Există dorința de a avea doctorate și am văzut și în ultimul timp avem cazuri celebre, am văzut și acuzația la nivelul premierul României, Nicolae Ciucă, privind teza. Da, este o acuzație, dar și un răspuns de la cei care evaluează că nu este așa. Deci, uh-huh, acuzații pot să fie oricâte, dar... Bun. Revin și vă întreb dacă nu cumva acei 15% să fie dorința oamenilor care ne urmăresc sau oamenilor care ajung în funcții politice importante și care își doresc, da, CV-uri stufoase. De la stat, atunci. De la stat, da. Și da, în privat. Deci sunt două lucruri diferite, funcționarul public și funcțiile politice, da? Se face confuzie. Acum știți cum e, în funcție de discursul pe care are fiecare, poate să învârte, să întoarcă cuvintele, să le aducă într-o zonă care îi convine în mesaj. Lucrurile sunt foarte simple. Avem acum nevoie să economisim. Uh-huh. Și eu mă uit la mine acasă. Dacă știu că o să am facturi mari, primul lucru, mai tai din cheltuieli.
Una dintre metode de a tăia este cea de personal. Deci nu angajezi oameni sau optimizezi cu oameni care chiar lucrează, pentru că oamenii înțeleg foarte bine acasă. Noi nu vorbim aici că primarul și-a ce consilier, care le atribuie în mod transparent și se vede activitatea lor, că toată lumea poate să vină la audiențe, toată lumea vede rapoarte. Ce fac? Dom'le, m-am luat consilier pe infrastructură. I-am dat temă un an de zile, că îmi permite legea, să vadă cum fac pasarele peste șosele principale, să nu fie accidente rutiere cu copii, petrecere pietoni. Deci are o țintă. Da? Dar sunt oameni și putem merge în orice instituție din București sau din orice alt oraș și fiecare instituție știe foarte bine. Că din 100 de oameni, te doar să vorbiți cu secretara, recepționistă sau șoferul. 10 nici nu trec pe la birou, 5 se facă muncesc și tot așa mai departe. Asta este o capacitate de management pe care ori ți-o planifici când intri, ca, cum spunea și domnul Popescu, vii secretar de stat, vii să faci o reformă măcar în echipă. Ok, ai nevoie de oameni care să lucrezi. Dar începi să tai acolo unde știi că se tai frunza la câini. Da, și noi la asta ne refeream. Din păcate, angajele care se fac, marea majoritate, nu sunt acolo pentru a umple locurile oamenilor care chiar să predea o meserie mai departe, să predea un departament, ci sunt pentru soții, amante, prietene și așa mai departe, pentru că asta este retorică. Dar nu să le vedem competențe. Când oamenii vin la birou, muncesc, sunt prezenți, au rezultate, au evaluări periodice și sunt ok, nu este absolut nicio problemă să angajezi la stat. Ba, chiar știți că există un deficit în acest moment, că salariul este destul de mare la stat. Deci nu numărul angajaților, ci oamenii. Eficiența acestora. Bineînțeles, despre asta este vorba până la urmă. Dar când ai o perioadă de criză energetică și trebuie să tai, tai și la hârtie, digitizezi, faci platforme online, tai și la oameni, îi pui să muncească, să vină cu eficiență mai mare, nu le mai aduci doi colaboratori care stau degeaba la birou și tot așa mai departe. La asta ne refeream. O veșnică problemă în România. Da, vreau să fac o adăugire. Banii aceia pentru doctorat iau doar angajații funcționari, deci nu demnitari. Eu, de exemplu, am doctoratul, nu primesc niciun... nimic în plus. N-am primit nici ca viceprimar, nici ca deputat, niciun fel de... Bun, deci pentru anumiți oameni publici și politici, în special, nu doctoratul... Se acordă. Noi, da? Pentru că nu sunt salarii la, pentru demnitari, sunt... indemnizații. Deci atunci indemnizația nu are niciun bonus sau... Bun, ne întoarcem la criza energetică și la recomandările de a face economie, de a reduce anumite bunuri și servicii personale și oamenii ne urmăresc în acest moment și nu știu ce să mai facă pentru a ține pas cu creșterea alarmantă a prețurilor. Mă întorc acum la Palatul Parlamentului și înțelegem că a avut o factură în februarie de 1 milion de lei. Consumă atât de mult această clădire, poate cât un orășel, există ideea de a face economie și aici, adică ar putea veni din rândul parlamentarilor această propunere sau cum am putea ar să ar putea veni, dar trebuie să știți că nu parlamentarii se ocupă de administrația. Știu, dar ați spus în problemă, ați abordat clădirea această problemă? Este ocupată de foarte multe instituții. Camera Deputaților este una dintre ele, Senatul este alta. Absolut. Și sunt și alte instituții. Deci e o administrație tehnică și sunt convins că și este de dorit ca toate administrațiile sau toți cei care administrează instituții de stat și nu numai, și private, de ce nu, să ia măsuri pentru reducerea unui consum, mai ales când e un consum nefolositor. Nu știu, când lași lumina aprinsă într-o cameră unde nu e nimeni, când încălzești o cameră în care nu e folosită, deci la modul ăsta. Cred că toată lumea și nu pentru că sunt prețuri de mari, cred că aceste măsuri trebuie luate și dacă erau prețuri de mici. Nu trebuie să lași lumina aprinsă sau nu trebuie să lași căldura acolo unde nu intră nimeni și așa mai departe. Deci lucrurile de bun simț trebuie făcute oricum și sunt convins că orice om de bună credință le face acolo, dacă are în administrare o clădire sau în anumite facilități. Bun, revenind acum la majorarea, la creșterea salariului minim pe economie la 3.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2023, este propunerea oarecum sau viziunea PSD care vine în acord cu viziunea Uniunii Europene? Da, noi am propus acest lucru chiar înainte de decizia de la Bruxelles. E un lucru iarăși de bun simț. Vorbim de o inflație de 15%, de un salariu minim de 2.550 de lei. Și dacă adăugăm acești 15% și ceva din inflația de anul trecut, ajungem exact la 3.000 de lei. Deci, la prețurile crescute, noi spunem că este normal să se ajungă la acest salariu, din care 200 de lei nu sunt impozitați. Deci, vorbim, din 3.000 de lei e un salariu net de 1.800 și ceva de lei.
Sigur. Nu cred că este prea mare. Acum, știți cum e, ne acuză opoziția și uneori presa că este inflație, după aia ne acuză că de ce vrem să mărim salariul. Păi cred că se leagă cele două lucruri. Se leagă. Cum reușește statul să țină în echilibru tocmai această idee, să nu producă și mai multă inflație, pe de altă parte să ajute oamenii care au nevoie de aceste venituri, mai ales în vreme de criză, și există și viziunea oarecum convergentă cu zero taxe pe salariu minim. Exact, exact. Adică cred că e cel mai discutat subiect în momentul ăsta cu inflația, că de fapt ai bani, dar din 10 lei ajungi 13 nu mai ai. Dacă asta era exemplul cel mai clar. Colegul meu, Claudiu Năsui, promovează din 2016 zero taxe. Pe scurt, ce înseamnă? Înseamnă că în loc să mergem să mărim salariul minim pe economie, ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile ca politică și are un impact major. Vă dau un exemplu simplu, iarăși pentru toată lumea. Firmele de pază, firmele de curățenie, unde sunt foarte mulți angajați, de regulă au angajați pe salariu minim. În momentul în care se îi obligi, mai ales și nu-i predictibil, îi spui, domne, în 3 luni de zile la final de an sau în 2 luni de zile se schimbă tot planul de afaceri. Ce se întâmplă? Se întâmplă că acele firme ori nu mai pot presta, ori se duc și măresc factura către dumneavoastră, la studioul de redacție, la parlament, că și acolo, dacă e pază privată, la o firmă privată, la un sediu. Și în lanț sunt scumpiri. Deci iarăși tot un fel de inflație. Noi ce venim și spunem cu taxe zero, este o discuție mult mai amplă, discutată pe sectoare, să mergem pe agricultură, să o pornim odată. Adică din banii, exact cum e la pensie acum, din pragul de salariu brut, pentru că România este una dintre țările care taxează cel mai mult angajatul în România, tu nu vezi, că tu primești în mână banii. Uh-huh. Dar angajatorul tău, per total, cheltuie mult mai mulți bani cu tine. E, din banii aia angajatorii să rămână până la un plafon, 2000 de lei, 1500 lei, să nu fie taxați. Și să rămână bani real în buzunarul omului. Și iarăși ne întoarcem cu pentru toți. Dar adică de mâine pensie și la asigurări medicale cine plătește pentru de mâine? Tot statul plătește, de la fel cum mărește salariul minim sau face excepții sau vine la pensionari, că nu pot să iau, nu iau exemplu tatălui meu sau socrului meu, care avea o pensie și la un moment dat se trezesc că primesc și CASE iarăși peste, adică știți, noi ne jucăm, ba are pensionarul CASE, ba nu l-are, ba mai punem 10% impozit, ba transformăm în 16%. Hai să avem o viziune clară, să le dăm oamenilor bani în buzunar. Deci impozităm mai mult un prag pe ea. Vedeți, am vrut să facem politici sociale dintr-un anumit punct de vedere. Ar veni să spună alte partide sociale. Dar nu social, sunt bani în buzunarul oamenilor. Ce și mă întrebați de unde vin oamenii. Ce nu se înțelege este că avem 1.200.000 de oameni cu salariu minim. Pentru acești oameni, dacă nu mai luăm taxe, trebuie spus, impozitul este 10%. Dar diferența este pentru pensie, pentru pensia persoanei respective și pentru cheltuielile pentru asigurarea medicală. Uh-huh. Acei bani de unde îi luăm? Pentru că dacă la 1.200.000 ei nu mai primesc nimic pentru pensie și pentru asigurarea medicală, dacă îi vrem să să-i luăm de la ceilalți, trebuie să mărim cota de taxare pentru ceilalți, pentru că este o lipsă foarte mare în aceste bugete. Trebuie să dăm cheltuielile în primul rând, că aici este. Deci, hai să le reducem întâi. Vorbim despre cheltuielile de asigurări medicale, deci pe sistemul de casa de asigurări de sănătate și sistemul de pensii. Deci nu sunt la companii. Deci, bugetul de pensii este oricum deficitar. Deci dacă le mai tai cotizațiile aferente celor 1,2 milioane de oameni care au salariu minim, va trebui să aduci bani din altă parte. Deci dacă nu reduci întâi cheltuielile, ca după aia să vii cu astfel de propunere, care sună foarte bine, adică dar e nerealistă. Ca și cea cu reducerea TVA-ului pentru energie, pentru că acolo este matematic este tot compensare de la buget, doar că compensezi procentual și nu plafonezi prețuri, pe când că atunci când pui un preț clar, omul știe la ce să se aștepte. Degeaba îi compensezi tot de la buget, că atunci când reduci TVA-ul, îi dai exact banii de la buget, nemai colectându-i, deci plătești direct firmei, e același lucru, îi dai un anumit procent de 14%, la 19% minus 5, dar nu limitezi cheltuiala. Deci sunt măsuri care poate să sune bine, dar nu sunt realiste. Nu vreau să intrăm în tehnicalități, că am plictisit pe toată lumea. E matematică. Să ai taxe zero pe salariu minim, exact asta arată. De unde se duc banii, cum se duc, ți-a fost creat pentru a explica. Dar simplist, e o diferență de viziune, vedeți? Asta e diferența. Matematica dacă guvernarea actuală, exact, matematica spune cuvântul. Dom'le, avem atâta, noi nu putem intra în ei.
trebuie să intrăm într-o parte în alta, noi spunem, ba da, intrăm în ei, mai tăiem, la pensie, oamenii aia, ce să le spunem? Oamenii își pierd, oamenii își pierd contribuțiile. Se poate intra pe site și se vede exact sistemul în care se împart banii. Deci contribuțiile continuă la oameni. Problema este că dacă tu ai o sumă de bani și tu nu vrei să tai, că de acolo vin salarii, vin ceauri, vin tot felul de indemnizații, vin șoferi, vin, știți? Nu, deci de viziune, e o chestiune de principiu. Dacă tu nu poți să intri în prietenii tăi... De principiu tăi, pot să vă spun altceva. Sunt foarte multe soluții, unele fanteziste, unele mai naive de la USR. Problema e că au fost la guvernare și nu au aplicat-o pe niciuna dintre ele. E foarte curios. Cum e când ești la guvernare? Nu le aplici și după aia ți le aduci aminte în opoziție și spui cât de bine ai face. Dar niciuna. 2016 a fost guvern 100% membrii USR viitori, mă rog, întâmplător, au ajuns, dar de fapt erau într-un partid care se forma. 2021, iar au condus aproape 9 luni. Nicio măsură. Poți să dau un exemplu aici ca să fie iarăși simplu. Vă rog. La Ministerul Economiei, condus de că tot vorbeam de colegul Claudiu Năsui, a existat un plan de restructurare gândit tocmai pentru a se putea discuta cu toate părțile implicate, nu pentru a se face peste noapte, nu cu 30% reducere. Vorbesc de chestii concrete. Concret, un plan de restructurare a instituției, cu 30% în minus angajați, discuta cu toată lumea și mai departe. Au fost leșinuri în birou, au venit oameni să amenințe. Deci opoziția oamenilor... Cine? Și s-a implementat pentru că a fost doborât guvernul. Deci când s-au creat presiuni reale, s-a făcut nimic. Să reducem oameni. Dar s-au făcut planurile până la capăt. Pe planuri, vă spun și la sectorul. Era hotărâre de restructurare. Planuri și consultanțe de miliarde făcute. Concrete, făcute dar nu se face nimic concret. Adică podul acela de care vorbeați, nu se face. Sau angajat consilierii. Nu poți să rămâi cu useriști în guvern când ei vor să taie din oameni. Vor să ia pe ea incompetența, aia care nu apar pe la birou. Sau consultanții turistici, că mă amintesc de aceea, că erau în fiecare județ câte unul și luau o indemnizație. Măsurile astea cu salariul minim și cu ce mai spuneați, de ce nu l-ați implementat când erați la guvernare? Domnul spune că n-au fost lăsați, au fost amenințați și a fost doborât guvernul, așa cum spunea domnul Constantinescu. USR a ieșit de la guvernare, dacă nu ce mă amintesc. Când am ieșit la guvernare, partenerul nostru. Bun, e important să înțeleagă oamenii care ne urmăresc aceste explicații matematice care au legătură cu banii. Dacă în general un partid aflat în opoziție, că și PSD a fost până de curând în opoziție, are o viziune socialistă cumva și ajută oamenii la nevoie, nu este votată sau nu este implementată sau nu este apreciată și confirmată această viziune doar dintr-un ego politic. Aici e foarte important să înțeleg că poate USR poate veni la guvernare și PSD să treacă în opoziție în curând problema. Și atunci... Spre deosebire de perioada când eram în opoziție și când niciun amendament de la PSD nu era votat, deci nicio lege, am avut la buget, cred că mii de amendamente, nu s-a votat nimic. Când s-au împărțit banii, a fost acea anexă la bugetul din 2020, dacă mai țineți minte, unde s-au împărțit banii doar partidele de la guvernare. Deci PSD, care avea peste cei mai mulți primari, a primit 5% din acei bani. De exemplu, în județul Argeș, singura primărie care a primit bani a fost cea de la Câmpul Mușcel, unde era doamna primar USR Lasconi. Deci, vă dau exemple care sunt publice. Deci, noi nu am primit niciun vot pe nicio propunere. Pe de altă parte, noi am votat tot timpul când sunt propuneri viabile. Eu am votat personal mai multe inițiative ale domnului Pălărie de la USR în comisia de că sunt bune. De la noi n-a fost votat nimic. N-au venit cu șantaj politic la colegii parlamentari. Haideți peste de dați-ne un vot să vă dăm revin ceva. Iarăși la sectorul 2, unde vă dau un alt exemplu. La sectorul 2 am obținut cei mai mulți consilieri locali, cei de la PSD. Când s-au împărțit comisiile, care sunt niște funcții mai mult onorifice. Nu s-a dat la către PSD nicio funcție de președinte sau vicepreședinte de comisie. Deci toate funcțiile PNL, USR, PMP. Da. Deci nu au vrut să dea, cu toate că ponderea politică, și legea spune că se împart în pondere politică, dădea din 7-8 comisii vreo 2-3 PSD-uri. Nu au vrut să dea totul la ei. E un alt mod de a vedea lucrurile și eu cred că voturile nu trebuie să fie politizate atunci când ajungi, ești ales într-un for, parlament, consiliul local, trebuie să fii deschis la orice idee bună. Bun. Ceea ce nu se întâmplă, din păcate, în Consiliul General, din câte știu. Adică acolo e o alianță USR-PNL-PMP care votează bloc orice. Bun. Domnule Jmichelski, revin la noastră și v-aș întreba dacă, în definitiv, la vârf, la vârful statului, e bătălia pe bani sau pe putere? Dar știți cum e, întrebare deja filozofică. Nu? Și, în mod evident. Sunt oameni care sunt motivați de bani și se gândesc cum... Cred că toată lumea a cunoscut genul de om care am un termen de X, dar ați mai auzit filozofia. Avem 2 ani, trebuie să tragem tare acum, să prindem tot ce putem să prindem. Ia, sunt oameni motivați de bani,
sunt alți oameni care pur și simplu vor să fie în față tot timpul, vor să aibă pixul în mână, că și ăsta este un mare, să fie mereu la televizor în prime time, indiferent cât costă, că tot a apărut un reportaj recent acum pe YouTube și la noi nu apropo costă, de finanțările, să le spunem oamenilor. Da, da, de finanțările televiziunilor. Deci lucrurile sunt evidente. Problema este atunci când o privești macro, cum spuneați dumneavoastră. Deci dacă tu ca partid politic împarți banii PNRR, PNDL, efectiv pentru voturi în congrese și pentru funcții și scaune, cel din jurul tău, și nici măcar nu te uiți la proiectele, pentru că asta oricum se întâmplă, din păcate. Dar nu te uiți la proiecte, pui proiecte imature, nu pregătești proiecte, nu te asiguri să existe oameni competenți în spate, ca atunci când îți vine oportunitatea, pentru că PNRR-ul este o oportunitate. Dacă ai s-a muncit foarte mult în minister, foarte multe ministeri, ca să fie banii astăzi, să-i împartă unii sau alții. Bun, ce se întâmplă la nu Primăria Capitalei legat acum de viitorul Bucureștiului, având în vedere că avem un primar care este fie criticat, acum nu știu la cine îl mai aplaudă, dacă este independent, dacă este singur, dacă are viziune corectă despre viitorul Bucureștiului, ce e de făcut, ce vă nemulțumește pe dumneavoastră, spre exemplu, la acțiunile ce țin de primărie? Domnul Nicușor Dan este un primar independent, susținut de PNL și USR, a câștigat alegerile. În acest moment are o majoritate în continuare cu aceste și PMP, că trebuie să-i adăugăm că sunt alianța în momentul acesta, au 5 consilieri în Consiliul General. Se susțin proiecte, ba mai mult cred că sunt foarte multe proiecte care vin din mandatul trecut, apropo de schimbările de care discutam mai devreme și de a lăsa un pic politica deoparte, proiectele ok din mandatul trecut că au fost continuate acum. O mulțime, la direcția socială, la direcția inclusiv faimosul bloc social la care se lucrează, unde nu avem cineva să taie. Căutăm soluții pentru a le rezolva. Domnul Nicușor Dan are o mare provocare. Este un primar care nu aparține niciun partid politic. Adică toată discuția noastră de până acum pentru dânsul trebuie să fie un mod permanent de a negocia și de a negocia pe proiecte, sperăm că nu pe funcții sau poziții și așa mai departe, pentru că, din păcate, în primii 2 ani de zile, nici noi nu suntem foarte mulțumiți de rezultate. Și asta este adevărul. Și mai speră totuși la un mandat. Noi nu putem să părăsim corabia. Nu e stilul nostru. Adică dacă am plecat cu cineva la luptă, mergem, la lucrăm... Și la guvern, cu PNL-ul la guvernare? Acolo, dacă n-ai majoritate parlamentară, ești... Păi nu, erați în corabia cu PNL la guvernare și v-ați dat demisiile, miniștri. Demisiile în momentul în care ni s-a spus că nu mai avem susție parlamentare. Deci un guvern fără parlament nu funcționează. La Consiliul General, însă, ați depus moțiunea. E un pic invers. Primarul general, că putem sări din subiecte, primarul general trebuie să menține această majoritate și are două variante. Va fi un eșec, acest mandat total, pentru că va pierde la un moment dat presiunea. Este foarte mare din partea coaliției pentru a-și duce această majoritate PSD-PNL la București, unde poate e ultimul bastion. La sectoare s-a cristalizat cumva PNL-PSD, PNL-PSD, PNL-PSD. La sectorul 2 este PNL-USR. Depinde de voturi. Știți cum e? Votează în funcție de proiecte. Și la 6 și la Consiliul General există un executiv care merge mai departe. Sau să accelereze, să obțină niște bani și în acest PNRR, să iasă tramvaiele mai repede în stradă, tramvaiele noi, să se facă acel tren metropolitan despre care, la care lucrează domnul primar, parcările despre care le vedem să începă să fie curățate și amenajate mai multe, nu doar luați bani oamenilor. Și atunci, nu știu, că am văzut că dorește să mai candideze la un mandat, domnul primar, așa că va trebui o susținere. Și chiar pe final, domnule deputat, va reuși doamna Gabriela Firea din partea PSD să câștige Primăria Capitalei în postura de primar, sigur, având în vedere că avem atât de multe nemulțumiri, da, la adresa actualului primar Nicușor Dan. E clar că domnul Nicușor Dan nu mai are nicio șansă să fie reales la București și prima șansă o are Gabriela Firea de la PSD. Ce spun oamenii, ce se vede în sondajele de opinie. Deci dacă dânsa își va dori să candideze, e cel mai posibil să fie... Cu siguranță își va dori, din declarația domniei sale, am înțeles că unde trimite domnul Ciolacu, spune prezent. Da, deci... Am ajuns așa, așa pare astăzi scena politică din București. Într-adevăr, Nicușor Dan a avut o șansă să facă altceva. Nu se vede nimic concret, altfel cum nu se vede nici la nicio primărie condusă de foștii săi colegi de la USR. Oamenii sunt dezamăgiți și cel mai probabil nu o să-i mai voteze pentru rămânerea mandatului. Așteptările acestui mandat sunt mult mai mari ca așteptările mandatele trecute. Dacă înainte oamenii așteptau vouchere și etichete, acum vor să vadă străzile făcute, asfaltate și mai. Durează.
durează. Orice fel de proiect în administrație, cum zicea și domnul fost viceprimar, care cunoaște foarte bine administrația, durează. Durează, deci, dar e greu să nu faci nimic. Nici un proiect. Adică în 2 ani. Poate în următorii 2 ani să facă ceva. Mai are, e la jumătatea mandatului. Niciun proiect poate concret, se schimbă pe urmă, nici la sectorul 1, nici la 2, nici la capitale. Deci nu a văzut nimic concret. O stradă făcută cap-coadă sau nu știu, ceva. Da? La, deci la capitală, cum a spus și dânsul, se continuă proiecte de domeniu firea, la 2 se continuă proiectele începute de mine, adică nu a văzut nimic nou, nicio idee, niciun fel de, nu știu, ceva. Proiect implementat. Da, nimic. Bun, am ajuns la final și vă mulțumesc foarte mult pentru opinia dumneavoastră. Cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire mâine seară la aceeași oră 20, dar la emisiunea de afaceri business, la Superlativ. În continuare aveți emisiunea Știrea Cea Bună, prezentată de colegul meu Cornel Dărvășan. O seară excelentă tuturor! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.